Bine v-am regăsit și bună să vă fie inima, dragii mei, frați creștini și prieteni ai credinței, la microfon Bogdan Curta, cantautor, orchestrator și membru în Centrul de Cercetare Muzicală de pe lângă Muzeul Pompidou din Paris. Astăzi ne vedem cu o ocazie frumoasă, ca de obicei, vorbim despre muzică mai sensibilă, muzică din suflet către suflet, din suflet către Dumnezeu, muzică creștină. Unii dintre dumneavoastră știți că am realizat acel pachet, acel aranjament, de fapt, de muzică creștină și balade, dedicat în special creștinilor, indiferent de confesiune, dar și iubitorilor de balade și muzică romantică, respectiv aranjamentul pentru Yamaha Tyros 4. În spatele meu acum avem un Yamaha Tyros 5, o clapă absolut deosebită, un sunet deosebit. Vreau să vă spun din start că acel aranjament lucrat pentru Yamaha Tyros 4 merge, este compatibil, de fapt acesta este scopul acestui video, este compatibil și cu Tyros 5. Pentru Yamaha Genos, de asemenea, în spatele meu, vom veni cu niște îmbunătățiri, setul va fi mai amplu. În schimb, de la Tyros 4 la Tyros 5, setul este același. Întrebarea logică, elementară și de bun simț este următoarea. Va suna setul de pe Tyros 4 la fel ca și pe Tyros 5? Dacă v-aș spune că da, v-aș minți. Dacă v-aș spune că nu, nu știu dacă v-aș spune tocmai un adevăr. Real este faptul că două clape nu vor suna la fel niciodată, mai ales atunci când este vorba despre generații diferite, despre plăci de sunet diferite. Diferența nu este de set, materialul este același, un material incredibil de vast, cu mii de ritmuri, de country, folk, balade, registration memory, pe cântările voastre, pe ceea ce cântați voi, la biserică, la nunți, dar la toate acestea se adaugă, față de sunetul minunat al lui Tyros 4, DSP-ul absolut clar îmbunătățit de pe Tyros 5, o placă de sunet mai nouă, niște efecte, așa cum am spus, de ce înseamnă DSP, chorus, reverb, delay, EQ. Sistemul de operare, iarăși, este o altă componentă importantă. Și pentru că vorbeam de componentă, componentele din clapă, componentele reale, diode, de condensatori, da, toate acestea fiind nou gândite, reprezentând o nouă generație, aduc un plus. Este acesta un plus major? Eu zic că nu, dar nu pot să spun că nu se simte diferența. Deci setul este cumva recalibrat pe DSP-ul, pe efectele lui Tyros 5, care între muzicienii, fie vorba, sunt mai bune. Acum, știți, dacă ați urmărit și dacă vreți să vedeți ritmurile și registration memory-ul pe care eu l-am realizat, acolo vă sunt toate setate pe instrumente, apăsați bancul în 1, vă intră instrumentele de solo, instrumentele de armonie pe bancul 2 și așa mai departe. Dacă ați văzut acel video pentru Tyros 4, știți ce conține și setul de Tyros 5. Acel video este foarte vast, are probabil 2 ore jumate sau 3 ore, nu mai aduc aminte exact. Știu că este foarte mare, știu și că nu ați avut răbdare să-l urmăriți pe tot, mai știu și că am lucrat săptămâni întregi ca să-l realizez, de aceea mi s-a părut oarecum inutil să mai realizez un video, să mă mai înham într-un proiect de aproape o lună de muncă doar pentru prezentarea aceluiași material. Acum vă puteți da și domniile voastre seama cum o să sune cu un DSP mai bun. Setul este compatibil, testat, verificat. Tyros 5 este aici în spatele meu, se introduce stick-ul și diferențele din punctul meu de vedere pe monitoare de studio sunt minore. Sunt, dar sunt minore, și când spun minore nu mă refer la game, mă refer la diferențe. Deci comandați cu încredere setul de muzică creștină, vă așteaptă cu multe, multe sute de ritmuri de country, iarăși o grămadă de ritmuri de polka, mii de ritmuri de balade. Și când spun mii, nu exagerez, într-adevăr sunt mii de ritmuri pianistice. Registration memory
special realizat și masterizat pentru muzica creștină, tot ceea ce se cântă la voi la biserică și la nunți în special, inclusiv cu câteva influențe folclorice, pentru că da, știu cum se cântă. Dacă doriți să auziți cum sună setul pe Tyros 4, repet, folosiți-vă un pic imaginația ca să vă dați seama, considerați că sună un pic mai bine pe Tyros 5, dați click pe linkul către Tyros 4, îl găsiți și în descriere, îl găsiți și aici, sau puteți la nevoie să și testați pe YouTube și să dați un search pe ritmuri creștine Bogdan Curta Yamaha Tyros 4. Mereu se poate mai bine, mereu Yamaha a creat instrumente bune și creează instrumente din ce în ce mai bune. Vreau să vă mulțumesc vouă tuturor, fraților creștini, tuturor ascultătorilor, tuturor muzicienilor din toată țara, din străinătate, din diaspora, din New York, din Dallas, din Spania, din Belgia, din Italia. Ar trebui să enumăr probabil o mare parte din zonele de pe glob. Vă mulțumesc pentru încurajări, pentru susținere, pentru că îmi trimiteți clapele la aranjat, așa cum și acest instrument mi-a venit tocmai din Belgia, ca să fie special aranjat, optimizat. Așa că, da, multe oferte din străinătate sunt pentru seturile altor națiuni, pentru ritmuri și aranjamente ale altor culturi, ale altor popoare, dar dacă încă sunt aici, sunt datorită vouă și vă mulțumesc, dragii mei. Dumnezeu să vă fie mereu alături, să vă binecuvânteze și să vă lumineze casa și familia. Îngerii să vă fie aproape și să aveți lumină spirituală. Doamne ajută și un infinit de iubire!